Iubite familie, am vrea toți și împreună cu dumneavoastră să putem spune cuvinte care le rostiți. Iov, într-un moment mai greu decât acesta, Domnul a dat și ne l-a dat nu doar lor, ne l-a dat nouă tuturor pentru o vreme. Domnul l-a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aceste cuvinte le-am rostit și eu exact în urmă cu 2 ani, când la 54 de ani scumpa mea soție a plecat acasă. De asemenea, stimată soră și dragi copii, vă adresăm cuvintele zise de o femeie care a fost și ea mai greu încercată ca noi. I-a plecat și soțul și copiii. Scrie aici, în Rut 2 cu 20, și eu parafrazez, fiți binecuvântați de Domnul care este plin de îndurare față de cei vii, cum a fost și față de cei ce au murit. Amin. Amin. Am venit la această înmormântare socotindu-mă dator, chiar dacă nu sunt între cei apropiați. Fratele Cornel a slujit nu doar celor apropiați, a slujit multora. Și am venit din respect pentru slujirea dumnealui și din apreciere pentru dumneavoastră ca familie. De aceea zic, în numele Domnului binecuvântat, fie ei binecuvântați și fiți toți binecuvântați, că avem toți nevoie de binecuvântarea Domnului. Să citiți din a doua Timotei, capitolul 4, și vă rețin cu un cuvânt relativ scurt. Scrie aici, de la versetul 5, dar tu fii treaz în toate lucrurile, rab de suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Aș vrea să vă spun din cuvintele ce au fost recitite ceva despre eforturile slujirii sfinte. Viața aceasta se consumă la toți. Cum pe bună dreptate se spune că plugul tot se uzează, ori sub rugină, ori în brazdă. Dar mai mult decât atât, sunt oameni care depun eforturi mari și unii chiar sunt lăudați în lumea aceasta pentru realizările lor. Pentru ei și chiar pentru societate. Oameni care au inventat, care au muncit, cărora le suntem recunoscători, dar pentru viața de aici. Însă, așa cum bine știți și familia cu siguranță care simți cel mai mult, fratele Cornel a avut eforturile slujirii sfinte. Cu puțin timp în urmă l-am sunat și a fost gata să se roage împreună cu mine la telefon. Și aș vrea lor să le reamintesc. Pentru că uneori, cu siguranță, au fost privați de a-l avea. Îi spunea într-o zi un tânăr, unul dintre băieții mei, ce tatăl tău a fost și pentru mine tată. Și băiatul meu a zis, da, dar când a fost tată pentru tine, n-am avut eu tată. Este un adevăr. Sunt eforturi suplimentare ale slujirii. Iată ce spunea apostolul lui Timotei. Și Timotei a fost și el un om bolnavicios. Deși nu era în vârstă. Dese îmbolnăvit. Rab de suferințele. Și apostolul Pavel care scria asta, n-a scris cu sânge rece. Că era suferind și în trup în permanență. Și spunea și pagina din stânga, în 2 Timotei 3 cu versetul 11, știi prigonirile și suferințele care au venit peste mine. Și scrie în Fapte 9 că de la început, când a fost chemat, i s-a spus că are să sufere. Și îmi spunea un om mai în vârstă, știind și eu prin câte am trecut și boală și mai multe, a zis, auzi, să știi că cei mai folosiți oameni de Dumnezeu sunt chinuiți. Dacă Fiul lui Dumnezeu a fost un om obișnuit cu suferință și a fost desăvârșit prin suferință, sunt eforturi ale slujirii sfinte.
Apostolul Pavel mergea până acolo, întrucât a scris în Coloseni 1:24, citez: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. În trupul meu împlinește și lipsește suferințelor lui Hristos, ați auzit? Nu în plan ispășitor, în planul slujirii, suferințele noastre se adaugă celor al Domnului Iisus Hristos. Apoi, spunea apostolul aici, în textul care a fost citit, fă lucrul în evanghelism. Asta înseamnă alergare, timp. Și ce spun aici nu spun doar așa ca să comemorăm o activitate, că încă n-a venit vremea răsplătirii. O spun pentru noi toți. Lucrăm și noi ceva pentru Domnul. În Biblie scrie că dacă lasă cineva, și sunt enumerate acolo persoane din casă și activități, vor fi răsplătit. Dar e un bit cu întrebare. Cine e cel ce lasă? Cel ce pleacă în slujire sau cei de acasă? Și unii și alții. Așa e? Fă lucrul acesta. Spune apostolul Pavel, citesc din Filipeni, din capitolul 4, sunt menționați acolo bărbați și femei. Ce frumos ar fi pe meleagurile astea bihorene, sau ale României, să fim menționați cu toții, 4:3. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clemens și cu Cilas tovarăș de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Vei fi pomenit dintre cei ce au lucrat. Cu ceea ce ai. Apoi, spune mai departe aici, m-am luptat lupta cea bună. Socotesc că să lupți e mai greu decât să lucri, nu? E mai greu pe front decât la coasă. Dar în rugăciune este adesea o luptă. În post este o luptă. Și apostolul Pavel a dus o astfel de luptă. Vă citesc ce scrie în Coloseni la capitolul 1, versetele 28 și 29. Pe El îl provodim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Iată la ce lucrez eu și mă lupt. După lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Dragii mei, dacă s-au împuținat luptătorii, vreți să ne luptăm noi mai mult? Vom completa noi timpul de rugăciune? Vom completa noi timpul de post? Să vă dea bunul Dumnezeu harul acesta. Să participați la eforturile slujirii sfinte. Eram de mult într-o biserică în Banat. Și vine o soră, n-am crezut că așa, în vârstă 85 de ani, și spune: frate, eu ascult predicile tale și mă rog pentru tine. Zic: soră, în vremea asta am mare nevoie de ajutor. Dacă poți să mă sprijinești cu rugăciune. Și așa simpatică bătrânica a zis că mai angajez încă o bătrână lângă mine. Am o vecină și o să ne rugăm amândouă. Și în ziua aceea, că firma e una singură a lui Dumnezeu, ne va răsplăti la toți. Dar până atunci, să lucrăm și să ne luptăm. Îmi spunea un frate slujitor de la Cluj că tot a ezitat să se implice în lucrare până când a visat într-o noapte. Niște muncitori obosiți pe un colț de ogor și el trecea pe drum. Și zice: de ce nu vrei să ne ajuți? Că nu mai e mult de lucru. Nu știm cât mai este. Dar a fost îndemnat să vă chem la luptă, să vă chem la lucru, să acceptați și suferințele. Și scrie mai departe aici: ne-am isprăvit alergare. Nu mai trebuie să mergem acum pe jos. Avem mașini. Eu sunt originar din Apuseni și am întâlnit acolo un bătrân. Atât de mult mergea pe toate dealurile și spunea la 80 și aproape 90 de ani, zice: mă mir că nu mi s-au rost picioarele până la genunchi cât am umblat pe jos. Era drăguț, fratele, în vârstă. Dar cu atâta pasiune a făcut lucrarea asta. Să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Împărăția se ia cu năvală. Să fim gata să ne ducem într-o parte în alta, mai aproape sau mai departe, după cum ne va fi dată area de slujire. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 9, eu alerg. Și aici răspund ceva. Și toți aleargă. E o lume plină de alergare. Mi-am zis că eram atât în Germania, pe autostradă, cu trei benzi încolo, trei încoace. Și zic: măi, zici că noi de aici avem treabă dincolo. Și zici că de dincolo au treabă încoace. Toată lumea aleargă. Toți depun efort. Dar cele mai frumoase eforturi sunt cele ale
slujirii sfinte. Amin. Noi trudim nu pentru o cunună oarecare, nu doar pentru un merit pământesc, ci pentru ceva care se merită. Mărit să fie Domnul. Amin. Poate ați citit în cartea de centru de terzire al lui Reona Raunhill, se spune că capelanul ținea prohodul unui om care urma să fie decapitat. Și acel om îi spune, tu crezi ce spui? Dacă tu crezi că viața e de așa valoare și oamenii se pierd, când se termină slujba, aleargă de la un țărman la celălalt, poate să mai mântuiesc unii. Merită, dragii mei. Dumnezeu să vă dea harul și priceperea aceasta. Amin. Așadar, nu uitați. Răbdați, alergați, luptați, lucrați. Și cum se spunea, și toate acestea pe fondul păzirii credinței. Amin. Astea sunt eforturile slujirii sfinte. Cum vă spuneam, soția mea a încheiat activitatea la 54 de ani. Dar spunea într-o zi unul dintre băieți, mama a lucrat în 50 de ani, câte altele într-o 100? Și într-o înregistrare ce noi numim ultima epistolă, ei a zis copiilor, îmi pare că aș fi putut să fac mai mult pentru Domnul. Eu nu știu unde ar fi putut mai mult să fac. Dar, să nu ne pare la capăt de drum, atunci când nu vom mai putea să facem ceva, că vremea s-a dus. Și acum rețineți ce vreau să vă spun. Aici în text este menționată cea mai puternică motivație a unei slujiri sfinte, a unor eforturi de genul acesta. Spunea Apostolul că și cununa va fi dată tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului. Tot ce facem, haideți să facem din dragoste pentru Domnul. Nu există motivație mai puternică decât aceasta. Cu siguranță că a fost efortul și în familie. Și scrie în Genesa 29 că Iacov a muncit 7 ani pentru Rahela și este extraordinar citatul de acolo, cum îl notează Moise. Scrie așa în versetul 20. Și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. 7 ani fără niciun venit. Dar în iubire nu pare nicio săptămână. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus și porunca de a iubi pe Dumnezeu are una asemenea să iubești pe ceilalți, vei avea cea mai puternică motivație să slujești. Am putea noi să spunem cuvinte pe care eu atunci când le citesc, parcă așa cum scriem psalm, sunt opriri la acele cântări, nu pot trece mai departe fără să mai zăresc o dată, bine am citit. Scrie Pavel în Filipeni, capitolul 1, versetul 8, căci martorul este Dumnezeu, că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Doamne, și putem să spun asemenea cuvinte? Și știți că scrie în Corinteni 13, că și dacă slujești, dar nu faci din dragoste? Scrie acolo că nici nu folosești. Dacă când slujești, din dragoste. Nu știu în ce măsură a fost înțeles soțul sau tata. Cred că a fost înțeles. Nu știu în ce măsură vă înțelegeți pe cei din familie care slujesc. Dacă sunt mânați de acest imbold, care e cea mai puternică motivație, ei vor alerga, vor lupta, se vor duce cu bucurie, pentru că pot face cu drag. Doamne, dă-ne harul unei asemenea motivație. Amin. Și Apostolul Pavel în Corinteni 9, că și dacă o fac de silă, dar nu-i totul. Dar când o faci din dragoste, se spune că o fetiță își ducea un frățior în spate și cine a văzut scena, zice, băi, nici nu știu cine e mai mare, ea sau el. Și a întrebat fiind și fetiță, a zis, dar nu ți-e greu? Știți ce a zis? E fratele meu. O, de l-am înțelege noi pe Dumnezeu. De ce a trimis pe Fiul Său în lumea noastră? Cum au putut misionari să alerge și alții să rabde și alții în suferință? Cum pot? Spunea fratele Nicolae Ciuruc, bolnav de diabet.
grav. S-a dus din Suceava în Prahova la cineva să-l recâștige, că nu mai vrea să slujească, fiindcă s-a supărat. Și cel în cauză zice, păi tu nu știi că eu am diabet și asta mă irită. Și fratele Nicolae spune, poți să măsori și mie glicemia. Și când am măsurat-o, 400. Și mi s-a defectat aparatul. Și nu mi s-a defectat. Și cu glicemie 400 ai venit din Suceava să mă relansez pe mine în slujire, când m-a supărat și nu mai vreau să slujesc. Să-mi e rușine de mine atunci. S-ar putea să fie alții mai bolnavi și mai necăjiți și mai obosiți, dar sunt mânați de dragostea lui Dumnezeu. Citeam despre un misionar care a venit la o biserică din Londra, întors de pe câmpul de misiune, uzat de viață și de slujire. Și cine merge în locul meu? Am deschis niște câmpuri de misiune. Și nu s-a grăbit nimeni. Și s-a făcut rău în timp ce făcea acest apel. Și a vrut să-l ducă deoparte și a spus, nu, că nu plec până nu vin. Până nu găsesc alții. Și s-a ridicat din nou și a continuat motivația. A spus, cine merge? Și văzând cu câtă inimă a făcut-o, pentru că nu-i nici aventură, nu o facem nici pentru plată. O facem din dragoste. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Amin. Care nu poate fi oprit nici de legi, nici de trudă, decât de chemarea acasă, când Dumnezeu va spune, ai trudit destul. Atât. Și un ultim aspect, dragii mei, pe care vi-l aduc în față, spunea apostolul aici, de acum mă așteaptă cununa. Nu gândul la cununa ne motivează. Dar Dumnezeu care este drept, scrie aici, va răsplăti judecătorul cel drept. Și m-am gândit la fratele Cornel, cât s-au sunat la telefon, doar cu ce l-au răsplătit. Și are un bihoreanul dumneavoastră, Dorzon Vers, care spune, ai milă tu răsplătitorul cel drept și binecuvântat și nu-l uita pe lucrătorul care a muncit și n-a luat. Fă-i parte când s-or strânge snopii și celui care a semănat. Cu vreo 2-3 luni în urmă am avut un vis interesant. Se făcea că am ajuns cu soția mea și știam că e plecată din viață la o clădire imensă. Am intrat și într-o parte erau patru de spital. În altă parte era o sală ca de cult. În altă parte era o sală ca de mese. În altă parte ca o creșă, ceva cu pătucuri. Și mă temeream, ce instituție e asta? Și deodată, după ce am vizitat în mare, mi-a chemat la birou. Și spune soției mele, luând așa o coală mare, ce v-am chemat să vă mânăm diploma. Scrisă pe o parte și pe alta, am ieșit cu soția afară și se uita. Și zicea, dragă, absolut tot ce am făcut e scris aici. Și mi-a repetat, măi, tot e scris aici. Și când m-am trezit dimineața, am înțeles că acea clădire reprezintă viața, slujirea noastră. Că te-ai dus la spital, că ai slujit la adunare, tot e scris. A spus-o Domnul, nu doar visul meu confirmă. A spus că niciun pahar de apă nu rămâne nerăsplătit. Ăștia au avut mai mult de nevoie de un pahar de apă. Toate acestea sunt notate. Și mie îmi zici, ce mi-a zis? Diploma ta încă nu-i scrisă. Tu trebuie să mai vii aici. Și astăzi, ca așa obișnuiesc eu să spun că sunt muncitor cu ziua. Am fost prins aici cu ziua. Dacă mă adaugă Domnul o zi, mai facem ceva. Dumnezeu să vă dea harul unei slujiri sfinte. Fiți gata să faceți eforturi. Și să vă dea bun Dumnezeu inima să fiți motivați de dragoste. Că nu trebuie să ținem noi socoteala ce am făcut. Cununa și răsplata e la Domnul. Amin. Și închei cu patru versuri care au fost compuse cu ocazia plecării soției mele și cred că potrivesc și aici. Și chiar cu textul acesta. Lăsați-mă să plec acasă, căci m-am luptat lupta cea bună. Am străbătut prin ceața de asă, de acum mă așteaptă o cunună. Lăsați-mă să plec acasă, căci am păzit credința sfântă. Să ajung în patria cerească, acolo unde în veci
se cântă. Lăsați-mă să plec acasă, că ziua este spre apus, dar în dimineața glorioasă voi fi alături de Iisus. Da, mi-am sfârșit azi alergarea, prin vânt, prin arciță și ploi. Ce dulce sună în cer cântarea, vă aștept ca să veniți și voi. Amin.